Bunele maniere se predau în cei 7 ani de acasă, iar procesul de autoînvățare ar trebui să continue o viață întreagă. Dar oare se mai poartă bunele maniere? O întrebare firească în contextul actual al reproșurilor îndreptate atât spre părintele modern, vinovățit de prea multă indulgență, afecțiune, lipsă de autoritate și implicit de creșterea unor copii răsfățați, cât și spre societatea în care trăim și anume mai știu tinerii ce sunt alea bunele maniere? Nu prea. Sense care au, păi îți dă prioritate, îți mai... Dacă te uiți în autobuz sau chiar în... Să scolă după scaun, cu să scolă odată. Este adevărul, de ce? Că Doamne ferește, că nu... O critică, am și eu, și nepoți și nepoate. Considerați că tinerii mai țin cont de bunele maniere? Nu. Prost educați la Revoluție încă. N-au luat cei buni de la societate, au luat numai cei rău. Nu. N-ai să mai vezi un tânăr că îți dă loc un autobuz sau un tren. Nu. Eu călătoresc foarte mult și... Aproape când dă cu ușa în cap la intrare în gară, nu să-ți dea întâietate. Ținem să credem că educația dată de părinți nu a fost cea mai eficientă. Cei 7 ani de acasă, valorile, principiile și regulile de bun simț nu au fost corect și bine stabilite de la început.